Enchanté. De când am început să vorbesc despre eleganță, v-am promis clipul ăsta și iată că a venit ziua în care vom vorbi despre diferențele dintre o femeie elegantă și o femeie care emană disperare și care încearcă prea mult, care e too much. Dar înainte de toate, vă invit să vă abonați la canalul meu dacă sunteți pentru prima dată aici, să dați un like și un share la clipul ăsta dacă vă place și să-mi spuneți părerea voastră despre acest subiect. Am vorbit de multe ori de-a lungul timpului despre faptul că femeile elegante nu sunt disperate și nu emană disperare. Poate că trendul general în societate, în momentul de față, asta ne indică și asta ne impulsionează și cumva către asta ne împinge, către disperare, către tentativa asta de a disperată de a atrage atenția tot timpul, să atrage atenția cu orice preț. La o primă vedere pare că societatea într-acolo se îndreaptă. Se pare că asta se vrea de la femei în mod special și că asta avem nevoie să facem. Dar astăzi vin să vă discutăm puțin despre lucruri pe care femeile elegante nu le fac în comparație cu femeile care emană disperare. Acum, bineînțeles că fiecare acționează și face cum consideră de cuvință, dar v-am zis că din perspectiva mea, cel puțin, consider că femeile elegante trebuie să se țină la distanță și trebuie să se diferențieze de această categorie a femeilor disperate și având în vedere că, așa cum ziceam, societatea ne împinge mai degrabă către această disperare, hai să vedem ce trebuie să facem sau să nu facem pentru a părea disperate. Și asta ajută foarte mult și pentru bărbați, că știu că avem și câțiva bărbați aici pe canalul meu care mă urmăresc sau care ajung la aceste clipuri și cred că este util de știut în momentul în care nu ai un radar foarte bine dezvoltat în sensul ăsta. Este bine să îți dai seama dacă femeia respectivă pe care o urmărești și care îți place este sau nu tipul de femeie disperată care vrea cu disperare să-ți atragă atenția, pentru că în ciuda aparențelor, să știți că da, femeile care emană disperare, care efectiv par că-s disperate după tot și toate, în primă instanță, da, pare că primesc mai multă atenție, pare că sunt mai flatate, pare că sunt în centrul atenției, dar în realitate sunt genul de femei care nu reușesc să aibă relații de lungă durată, care nu reușesc să aibă parteneri de încredere, care nu reușesc să stabilească niște relații interumane de încredere și de lungă durată, pentru că pur și simplu pentru ele este în momentul ăla, atenția să se concentreze în momentul ăla. Și dacă vă uitați, nu o să dau exemple din România, deși avem și la noi slavă cerului suficiente exemple și dacă deschideți numai puțin Instagram-ul veți vedea suficiente exemple de așa nu să spunem, cel puțin din perspectiva mea, dar dacă vă uitați afară, o să vedeți că majoritatea celebrităților, nu știu, divelor din afară și personajelor foarte populare din afară, veți vedea că sunt populare, emană disperare din toți porii, dar nu reușesc să aibă relații. Veți vedea că toate sunt divorțate, toate sunt despărțite, toate au făcut copii și nu reușesc să închege o familie, deși cu disperare atârnă de un bărbat să închege o familie. Nu reușesc. La sfârșit, povestea se rupe și vreau să vă concentrați puțin asupra acestui scenariu, pentru că, da, într-adevăr, poate că să fii puțin mai retrasă, puțin mai discretă, pare demodat și pare neplăcut și pare că nu primești atâta atenție, dar la finalul zilei, când vei trage linie, vei fi mai câștigată, pentru că în momentul în care nu mai ești disperată, poți să faci alegeri mai bune, alegerile tale sunt de calitate, relațiile tale sunt de calitate și automat vei avea mult mai mult succes din perspectiva asta decât o femeie disperată care vrea atenție în momentul ăsta, care vrea acum, care vrea un bărbat acum, nu contează ce bărbat, dar să fie acum un bărbat, știți? Și o să începem cu
O chestie evidentă pe care, la fel, dacă deschideți Instagram, o veți vedea, și anume prea multă piele expusă. Femeile elegante nu expun niciodată prea multă piele. Acum, eu nu spun să ne îmbrăcăm ca musulmanii și să nu acoperim și să ni se vadă doar ochii, sub nicio formă, nu la asta mă refer, dar când e prea multă piele expusă, este prea multă piele expusă. Și v-am mai zis de-a lungul timpului că femeile elegante întotdeauna se feresc de această expunere. Trebuie să lași loc și de imaginație. Trebuie să lași pe om, să, pe bărbat în mod special, să se gândească oare ce găsesc sub rochia aia, sau oare cum arată, sau oare cum e sânul ăla acolo sub rochia aia, cum o fi arătând. Nu să îl pui pe tavă, știți? Adică un decolteu micuț care îți dezgolește clavicula sau umărul sau poate puțin din spate este mai interesant decât un decolteu din ăla în care se vede tot și eventual mai ai și o rochie transparentă pe tine. Nu știu, zic și eu, dau un exemplu la întâmplare, dar de-aia moda anilor 50 este atât de interesantă și atât de intrigantă, pentru că ați văzut, erau rochiile alea, erau două tipologii de rochii, ori rochiile alea cloș, care aveau un decolteu sau aveau așa, lăsau ceva, aveau partea de sus bine definită și după aceea se lărgeau și cumva ți atrăgeau privirea către talie și întotdeauna te gândeai oare cum este femeia sub rochia aia, sau erau rochiile alea care erau mulate, dar nu erau sugrumate femeile în rochiile alea, știți, și care îți arătau formele, dar parcă îți incita imaginația. Și v-am mai spus, dacă mai mult de 20% din suprafața corpului este expusă, adică se vede mai mult de 20% din suprafața pielii, e prea mult. Apoi, în ce privește femeile elegante, less is more. Și aici mă refer la faptul că suntem în era în care totul trebuie să fie la superlativ și totul trebuie să fie exagerat. Gene imense, buze imense, sâni imensi, fund imens, accesorii imense, ochelari imensi, coliere imense, totul imens, unghii imense, absolut totul trebuie să fie imens. Și poate că pentru unele persoane este un stil și poate li se potrivește treaba asta, dar femeile elegante sunt moderate, v-am spus de atâtea ori. Nici unghii prea lungi, nici buze prea mari și prea colorate, nici culori prea turbate, nici un machiaj prea strident, și asta nu te face banală sau boring, cum spun unii, pentru că după ce elimini toate sclipiciurile și toate chestiile astea care urlă la disperare, începi să introduci elemente care țin de personalitatea ta. Dacă veți vedea, dacă vă veți uita în alta societate din afară, femeile de acolo elegante, sunt toate elegante, toate sunt moderate și în felul în care se îmbracă și în accesoriile pe care le poartă și în coafiurile pe care le au și în comportament și așa mai departe, dar sunt diferite. Nu pot să zici că seamănă una cu alta pentru că intervine personalitatea lor și se vede diferența dintre ele. Adică în momentul în care tu pui foarte multe lucruri pe tine, este ca atunci când, știți, la Cirque du Soleil sau la Moulin Rouge și chiar și la Tănase în București se purtau la un moment dat costumele alea cu foarte multe pere. În momentul în care îți faci un păr prea mare, buze prea mari, machiaj prea intens, gene mari, unghii mari, toate mari ca să atragă atenția, automat aia emane disperare. Și da, poate atrage atenția pe moment, poate ți se pare, poate și eu ca femeie mă uit la o femeie din asta și zic, mua, da, ce gene are! Dar nu înseamnă neapărat că îmi place. Sau nu înseamnă că mie mi s-ar potrivi așa ceva. Știți? Adică trebuie să ai o proporție foarte clară de ce ți se potrivește, ce ți vine bine și, cum ziceam, less is more de cele mai multe ori, pentru că simplitatea a ajuns să devină ceva extravagant. Perioada rococo, dacă vreți. Aia a fost singura perioadă în care mi se părea că perucile, rochile și toate cele alea mari erau la locul lor. După aceea, parcă numai, dacă vă uitați, rafinamentul și bunul gust în înalta societate, din toată lumea asta, nu de la noi,
se bazează mai mult pe simplitate, pe moderație. Da? Eleganța în sine vine cu o moderație, cu o temperare a lucrurilor. Și dacă tot vorbeam de haine, să ne oprim puțin și asupra acelor haine care îți sugrumă corpul. Acum, să nu ne înțelegem greșit, mie îmi plac hainele mulate. În momentul de față am o rochie care se mulează cel puțin în partea de sus pe mine, dar de aici și până la a-ți sugruma fiecare părticică a corpului doar pentru a-ți arăta forme și doar pentru a expune și a evidenția toate părțile corpului care ți se pare ție că sunt părți bune și care sunt acele assets, e mult. Și iarăși, în momentul în care iei haine mult prea provocatoare și mult prea evidente și care, prin care se văd lucruri, da? Numai că se vede lenjeria, dar se vede și ce e sub lenjerie și se văd o grămadă de chestii, emană disperare, iar femeile elegante întotdeauna au grijă de chestii. Asta v-am zis. Mergem la, vă las clipul meu în descriere cu felul în care se îmbracă femeile elegante și ce le face pe ele elegante și veți înțelege că e bine să spui corpul în evidență, că și femeile care au o eleganță deosebită fac chestia asta și este un atu în momentul în care ai un, mai ales un corp frumos, să spui în evidență corpul sau părțile frumoase ale corpului. Nu e nimic în neregulă în chestia asta, dar trebuie făcută cu atenție treaba asta, trebuie făcută cu un anumit rafinament, cu o anumită doză de rafinament, cu o anumită doză de eleganță, cu o anumită doză de cumpătare, dacă vreți, da? În momentul în care începi și sugrum tot corpul și încerci să-ți arăți tu toate formele, iarăși, nu mai lași loc de imaginație, nu mai lași loc de De fantezie, nu mai lași loc de descoperit nimic, adică practic te oferi pe tavă, iar ultimul lucru pe care vrei să-l faci ca femeie este să te oferi pe tavă. Bărbaților, deși știu, impresiile generale sunt că le plac femeile care se oferă pe tavă, nu. For the long run, nu le plac femeile care se oferă pe tavă. Da, pentru o seară, pentru o escapadă, așa sunt interesante femeile alea care se oferă pe tavă, care țipa disperare, care nu știu ce, sunt interesante, dar pentru a întemeia familie, pentru a avea o relație serioasă, pentru a avea o relație de încredere, nu alea sunt femeile căutate, dar aici este un alt subiect și e mult de discutat și despre bărbați și am atins cumva subiectul într-unul din clipuri și pe la vi-l las în descriere, dar dacă vreți să vorbim și despre tipologiile astea de bărbați, putem să facem în alt clip ca să nu pierdem timpul aici, dar da, încercați să evitați acele haine care sunt și prea strâmte, și prea scurte, și prea decupate. Emană disperare, emană, parcă urlă, e ca și cum te-ai îmbrăcat ca într-un poster pe care scrie uită-te la mine, da, uită-te la mine, hai, bagă-mă în seamă. Nu cred că vreți chestia asta, cel puțin știu sigur că fetele elegante care mă urmăresc aici pe canalul ăsta și, sau fetele care aspiră la eleganță nu vor chestia asta și înțelegeți că nu este mesajul pe care vrei să-l vadă lumea despre tine, fie că vorbim de bărbați sau femei aici, da? Cu toții cunoaștem acele persoane care practic se îmbracă în acel poster cu uită-te la mine, bagă-mă în seamă, sunt eu, bagă-mă în seamă, dar nu vrem să facem parte din acea categorie pentru că nu ne face bine. Un alt subiect foarte spinos este legat de disperarea pe social media. Și aici mă refer de la acele femei care postează gen citate sau chestii de genul aș vrea să ies și eu la întâlnire, dar n-am cu cine. Aș vrea să am și eu un iubit, dar nu am. Dar nu mă bagă nimeni în seamă. Sau știți genul ăla de persoane care la orice ai spune, despre orice ai discuta, spun aș face și eu chestia asta, dar n-am cu cine. Eu sunt singură. N-am partener, n-am iubit, n-am și sunt singură. Ok, am înțeles. Spui odată, spui de două ori, dar deja în momentul în care începe să devină un refren, miroase a disperare. În momentul în care tot ce faci tu este să bați moneda în jurul acestui subiect, miroase a disperare. Pe lângă asta, disperarea pe social media se mai poate recunoaște și din
pozatul ăla, știți, excesiv de lașciv și excesiv de languros și excesiv de sexos și excesiv care emană sexualitate prin toți porii. Nu este nimic în neregulă ca femeie să emani sexualitate și să ai un corp languros, dar toate lucrurile astea au momentele lor. Nu știu dacă este cel mai bun loc în care să-ți expui sexualitate. Astea sunt chestii pe care e bine să le păstrezi pentru mediul tău privat. Iar femeile elegante se feresc de așa ceva, da? Și m-am zis, de la pozatul ăla excesiv de lașciv, până la pozatul în chiloți, până la pozatul în tot felul de ipostaze din astea compromițătoare, până la disperarea asta verbalizată. Și ca să extrapolez un exemplu din alt domeniu, vă aduceți aminte de Manny MUA când zicea, Doamne, dacă aș putea să intru pe lista de PR a lui Kylie Jenner, Doamne, dacă aș intra pe lista aia de PR, of, ce să fac să intru pe lista aia de PR, știți? Și vorbea cu atâta disperare în niște story-uri, încât le găsiți pe YouTube dacă vă interesează să le vedeți, și încât a devenit bătaia de joc a multora, pentru că emana disperare efectiv prin ceea ce spunea, a ajuns pe lista lui Kylie Jenner și ce? Știți? Adică și ce? Dar genul ăsta de persoane în general sunt luate în râs. Poate că sunt admirate de o categorie de oameni care nu au o cultură bine definită, nu au o cultură suficient de bună, nu au o maturitate suficient de bună. Adică eu înțeleg ideea de a, nu știu, o puștoaică de 12 ani sau de 15 ani să se uite admirativ la Kylie Jenner sau la Kim Kardashian, să nu dau exemple din România iarăși, și să zică, mamă, ăla este idealul meu în viață și eu așa vreau să devin. Înțeleg că la 12-15 ani poți să te uiți admirativ la genul ăsta de om, sau la 40 de ani dacă nu ai o cultură suficient de bine stabilită, dar aici e o problemă, da? Este în regulă pentru fetele de 15 ani, la 15 ani să se uite admirativ, dar după aceea să primească educația necesară și să-și dea seama unde sunt problemele cu Kylie Jenner sau cu Kim Kardashian. Și dacă ai 40 de ani și te uiți admirativ la corpul sau la ce face sau la felul în care se expune Kim Kardashian pe Instagram, e o problemă la tine. Și e o problemă, înseamnă că tu nu ai o cultură suficient de bună, pentru că nu reușești să discerni între foarte multe lucruri de marketing care se întâmplă și foarte multe lucruri care ție personal nu o să-ți funcționeze și care nu-ți vor face bine, da? Deci, mare atenție că, iarăși, e moda asta de a ne expune, de a ne poza în toate pozițiile posibile, de a face de toate, și pot să înțeleg până la un punct, pot să înțeleg deschiderea asta până la un punct, pot să înțeleg arta până la un punct, adică pot să înțeleg nude-urile, dacă vreți, până la un punct, dar de aici și până la a încerca să îți faci un brand din asta este mult, da? Și nu toată lumea trebuie să o facă și nu toată lumea poate să facă treaba asta și e bine să ne rezervăm ce e al nostru să rămână al nostru. O altă dovadă de disperare a femeilor este faptul că se bagă în seamă excesiv cu bărbații. Cred că cu toate le cunoaștem acele persoane, acele, poate avem cunoștințe, care sunt extrem de băgăcioase cu bărbații, se bagă în seamă cu bărbații, sunt acele, știți, scena aia din Sex and the City când Samantha se ducea la Big și se băga în ea, în el așa excesiv și ăla o ignora, dar ea era toată grămadă pe el. And Samantha was putting the moves on Mr. Big. I've been smoking cigars for years, back when they were terminally uncool. I've got this great source that sends me Hondurans. You want to try one? No, thank you. No, you can't find them anywhere. Cohibas. That's all I smoke. And I have a key to the private room downstairs. Really? You want a private tour? No, thanks. But maybe another time. Hey, genul ăla de femei sunt disperate.
emană disperare, iar femeile elegante nu fac așa ceva. În primul rând că femeile elegante nu se vor băga în seamă cu un bărbat, nu e ceva rău în a te băga în seamă, în a discuta, dar în momentul în care o faci la un nivel obsesiv, o faci la nivelul de începe ăla să se simtă hărțuit, e o problemă. În momentul în care ești mult prea evidentă în intențiile tale, este o problemă, iar femeile elegante nu fac chestia asta, pentru că în primul rând trebuie să-ți menții demnitatea ta ca femeie, da? Și în al doilea rând, bărbații vor fi interesați întotdeauna de femeile care nu le dau importanță, care sunt greu de cucerit, care sunt greu de atras, care, pentru care trebuie să muncească. În momentul, v-am zis, pentru o seară, două, o aventură de câteva zile, de o săptămână, o vară, dacă vreți cel mult, da, e mișto o femeie din asta care ți se oferă pe tavă și este foarte băgăcioasă și este foarte acolo disponibilă, dar pentru un bărbat de calitate, că iarăși avem și aici probleme cu bărbații de calitate, pentru un bărbat de calitate nu este interesantă o astfel de femeie. Și femeile elegante întotdeauna nu vor fi cele care se vor băga excesiv în seamă. A, dacă vorbim de un subiect legat de serviciu și trebuie să te duci să discuți cu un bărbat, normal că te vei duce, pentru că e vorba de serviciu, dar când vine vorba de întâlnit, când vine vorba de atras, nu femeile care fac întotdeauna primul pas sau care se bagă pe gât așa bărbaților vor avea de câștigat, da? Asta nu înseamnă că tu ca femeie nu poți să faci în anumite contexte primul pas, dar sunt mai rare acele contexte, da? Și bărbații preferă acele femei care trebuie cucerite, care trebuie asta dacă sunt bărbați de calitate, repet, dacă sunt puși din ăștia din ziua de astăzi care sunt spălați pe creier, sunt alt subiect. Un alt semn că o femeie emană disperare este faptul că te sufocă cu atenție. Este vorba de genul ăla de femeie care este constant pe tine ca bărbat și te sufocă. Unde ai fost? Când vii acasă? Ce ai mâncat? De câte ori ai vorbit la telefon? De ce ai vorbit cu aia? De ce ai zis lui aia? Vreau să știu tot ce ai vorbit cu persoana respectivă. De ce ai vorbit cu aia? De ce ai fost acolo fără mine? Știți? Genul ăla de femeie care este constant pe capul tău. Și femeile elegante nu fac asta din două motive. Unu, pentru că au treburi mult mai bune de făcut în viața asta, adică sunt ocupate, au treabă, au lucruri pe care să se concentreze și în al doilea rând, dacă vrei să fii cucerită de un bărbat și dacă vrei să atragi un bărbat de calitate, nu trebuie să stai să-l toci la cap. Genul ăla de femeie pisăloagă. Nu trebuie să fii genul ăla de femeie pisăloagă care îl toacă constant la cap. Unde ai fost, ce faci, când vii acasă, de ce ai întârziat 3 minute, de ce nu-mi răspunzi la telefon și așa mai departe, da? Te ferești de a fi genul ăla de femeie pisăloagă pentru că se satură. Știți că bărbații se satură repede de cicălit și ăsta este unul din primele semne, adică îi omoară efectiv faptul că îl sufoci. Trebuie să-l lași să respire, să-i dai impresia că este liber. Credeți-mă că dacă îi dai impresia că e liber, nu e. E doar impresia lui, da? E lui, da? Asta nu înseamnă că este. Așa. Și trebuie să te ocupi de lucrurile tale. Trebuie să te concentrezi pe lucrurile tale. Nu trebuie să fii tot timpul la dispoziția lui, să fii acolo. Hai, mergem la mama? Da. Hai la mama. Mergem la cumpărături? Da. Mergem la cumpărături. Nu trebuie să fie acolo tot timpul disponibilă, da? Chiar dacă e soția lui, că și am întâlnit problema asta, păi da, sunt nevastă sa și cum să nu, când zice, păi ești nevastă sa și ce, ca nevastă nu ai dreptul să faci alte lucruri, adică nu ai programul tău, da? Tu ca femeie trebuie să ai programul tău, te concentrezi pe ăla și în momentul în care ai și un spațiu liber, atunci îi acorzi atenție, da? Nu îi acorzi atenție în fiecare moment, în fiecare minut, constant. Iarăși mai sunt acele femei cu care ieși odată de două ori, știu că îmi povesteau băieții, v-am zis, eu am stat foarte mult între bărbați, am lucrat o perioadă foarte lungă între bărbați și îi auzeam povestind și cum discutam foarte mult cu ei pe temele astea și îmi povesteau, zice, băi, zice, am ieșit de două ori în oraș și deja mă întreabă ce am mâncat, unde sunt, ce fac, cu cine mă întâlnesc, adică deja are impresia că sunt proprietatea ei și este enervant pentru un bărbat să faci chestia asta, da, ca femeie. Deci credeți-mă pe cuvânt că nu e sănătos nici pentru tine ca femeie psihic vorbind și nici pentru o potențială relație că s-ar putea să o distrugi.
Iar femeile elegante nu fac asta, tocmai pentru că sunt ocupate, au treabă, se concentrează pe altceva, se concentrează pe ce au ele de făcut, nu se concentrează pe bărbat. Următorul semn de disperare este atunci când femeia, din punctul meu de vedere, nu are personalitate și face absolut orice face bărbatul, crezând că așa atrage atenția. Repet, este părerea mea că genul ăsta de persoane sunt lipsite de personalitate, pentru că să faci constant ce vrea bărbatul, fără că să ai o opinie, fără să îți spui plăcerile, fără să ai, nu știu, mi se pare că efectiv trebuie să fii ori prea disperată, ori lipsită de personalitate. Îmi vine în minte în momentul de față o scenă pe care sper să o găsesc din Coming to America, când prințul avea întâlnirea, avea soția stabilită de părinți și au găsit ei cea mai bună soție și o întreabă, când ajunge să o cunoască, o întreabă, dar ție ce-ți place? Și ea zice, ce-ți place ție? Dar ce mâncare îți place? Mâncarea care-ți place ție? Dar ție ce muzică îți place? Muzica care-ți place ție? Și tot așa. What do you like to do? Whatever you like. What kind of music do you like? Whatever kind of music you like. Look, I know what I like. And I know you know what I like because you were trained to know what I like. But I would like to know what you like. For instance, do you have a favorite food? Yes. Good! What is your favorite food? Whatever food you like. Bark like a dog. Arf! 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 A big dog. Woof! 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 Hop on one leg. Woof! 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 Make a noise like an orangutan. Woof! Știți genul ăla de people pleaser care în general este evitat de femeile elegante, adică o femeie elegantă nu este people pleaser în general, dar mai ales când vine vorba de un bărbat, pentru că, iarăși, are treabă, știe ce vrea, știe ce-i place, nu trebuie să stea tot timpul să-i facă pe plac unui bărbat și să fie acolo. Da, ce vrei tu, când vrei tu, cum vrei tu, totul să fie la dispoziție, da? Trebuie să ai un pic de personalitate, să ai un pic de coloană vertebrală, să ai un pic de prestanță, da? Pentru că asta îți dă eleganța. De aici vine eleganța, nu din haine și din felul în care vorbești neapărat, ci din faptul că ai un pic de prestanță, ai un pic de coloană vertebrală, ai un pic de principii și e stăpână pe ele, nu în momentul în care vine unul și te scutură puțin, gata, ai renunțat la ele ca să-i faci lui pe plac. Iarăși, ce emană foarte tare disperare și ce este clar dovadă de disperare este posesivitatea excesivă a unei femei. Iar femeile elegante, ați ghicit, nu sunt posesive. De ce? Pentru că ele știu că ele trebuie să fie premium. Da? Bărbatul, cum v-am spus, trebuie să alerge după femeie, trebuie să o cucerească, trebuie să depună efort pentru o femeie și în momentul în care nu face chestia asta, este pierderea lui, nu a ei, pentru că ea trebuie să fie premiul. Ea are opțiuni. Întotdeauna femeile au opțiuni, bărbații nu. Deși în societatea din ziua de astăzi suntem cumva condiționate să credem că nu avem opțiuni, că nu e așa, că o să murim de bătrânețe, că nu o să ne mai bage nimeni în seamă. De fapt, asta este o manipulare pe care tot bărbații o fac ca să obțină ce vor, dar noi femeile avem opțiuni, ei sunt cei care trebuie să alerge după premiu și să venereze premiul ăla. Dar în momentul în care tu ca femeie ești posesivă, ești tot timpul cu ochii pe el, îl urmărești, te uiți, ești atentă cu cine vorbește, când vorbește, îi controlezi telefonul, îi controlezi mesajele, mail-urile, îi cauți prin laptop, îi cauți prin toate alea, îl urmărești pe stradă sau când se duce la serviciu să vezi cu cine se întâlnește, e o problemă și emană disperare și s-ar putea să mai emane și alte lucruri, dar în primul rând emană disperare, iar bărbații fug de genul ăsta de femei, pentru că nu sunt femei în care să ai încredere. Femeia aia care este atât de posesivă și atât de riguroasă în posesivitatea ei, nu o să aibă niciodată încredere în tine. Și cum Dumnezeu poți să stai lângă o femeie care o să aibă încredere în tine? Prin urmare, revin la ce ziceam mai devreme, femeile elegante nu sunt posesive din simplu fapt, pentru că încă știu că ele sunt premium, știu că ele sunt acolo, pentru ele trebuie să muncească bărbatul și dacă bărbatul nu pricepe că femeia este premium și că el trebuie să muncească pentru femeie și el trebuie să alerge pentru acel premium,
e pierderea lui, e problema lui, da? Fiindcă noi putem să mergem mai departe. Tot legat de subiectul ăsta, următorul punct ar fi că emani disperare în momentul în care te cerți pentru un bărbat cu o altă femeie. O femeie elegantă niciodată nu o să facă așa ceva, pentru că dacă acel bărbat nu este suficient de capabil să priceapă că tu ești premiu, că tu ești importantă, că tu trebuie să fii numărul 1, că tu trebuie să fii femeia din viața lui, înseamnă că el nu este un bărbat suficient de bun pentru tine. Prin urmare, nu ai de ce să te ceri cu o altă femeie pentru el. Da? Deci, dacă el nu pricepe că tu ești premiu de la capătul cursei, nu merită. Iar femeile elegante niciodată, ascultați-mă bine, nu se ceartă pentru un bărbat. Chit că ai 6 copii acasă, înseamnă că ăla nu este un bărbat suficient de responsabil și suficient de capabil. Dacă el nu reușește să înțeleagă că tu ești pe primul loc, e vorba de calitatea lui ca bărbat și nu văd de ce femeile ar trebui să se certe pentru un bărbat. Dacă bărbatul nu se ridică la înălțime, de ce te-ai certa pentru el cu o altă femeie? De ce te-ai coborâ la nivelul lui de a te certa cu o altă femeie? Că pe ei incită chestia asta de multe ori, dacă e să vorbim de psihologie, pe ei câteodată incită treaba asta, dar iarăși emană disperare și... Nu e sănătoasă disperarea asta într-o relație de lungă durată și pentru o femeie cu atât mai puțin. Și ultimul punct despre care vorbim, dar mai am, lista este foarte lungă, dacă vreți putem să facem și partea a doua. Ultimul punct este referitor la femeile extrem de needy. Acum, să ne înțelegem, femeile elegante întotdeauna au chestia asta, vor avea nevoie de ajutor și vor ști să ceară ajutorul unui bărbat și vor delega cumva anumite responsabilități pentru bărbat și vor ști să nu se bage în calea bărbatului când vine vorba de a se ocupa de anumite lucruri. Adică sunt anumite bucăți din viața asta care sunt responsabilitatea bărbatului și îl lași pe el să se ocupe. Dar în momentul în care devii excesiv de needy, la orice trebuie să fie el acolo, la orice trebuie să te ajute el, la orice, adă-mi o cană cu apă, dă-mi aia, fă-mi aia, pune-mi, du-mă acolo, du-mă în partea înaltă, fă-mi, dregem, deja eman disperare. Deci e aceeași chestie cu băgatul ăla în seamă constant, cu alea 750 de mesaje pe care le dai ca femeie când vrei neapărat să atragi un bărbat, știți? Deci e același lucru, emană disperare, iar femeile elegante se țin la distanță de chestia asta pentru că, iarăși, au treabă, au lucruri de făcut. Știu ce vor de la viață, da? Nu trebuie să se concentreze doar pe un bărbat să le ajute. Asta nu înseamnă că nu accepți ajutorul unui bărbat, ci că știi până unde trebuie să meargă ajutorul unui bărbat și atât. Cam astea au fost lucrurile despre care am vrut să vă vorbesc astăzi. Sper să că v-a plăcut acest clip. Dați-mi like și un share și spuneți-mi părerea voastră. De asemenea, dacă vreți să mai vorbim despre subiectul ăsta, nu uitați să vă abonați și să veniți și pe Instagram, că vă aștept în fiecare zi. Vă pup și ne vedem în următorul clip. Ciao! Așa fie.